Ministrul Energiei Andrei Gerea a vorbit în exclusivitate pentru TV Sud despre viitorul complexului energetic Oltenia. Gerea insistă că energia produsă pe bază de cărbune nu trebuie să dispară. Ministrul Energiei Andrei Gerea crede că viitorul complexului energetic Oltenia nu ar trebui să fie pus în pericol de ultimele schimbări de pe scena politică a României. Acum, sigur, contează foarte mult cum o să-l vadă și următorul ministru, dar presupun că nu vor fi schimbări de abordare. O să văd, o să am și o discuție cu el, că vine, ar trebui să rămână un element central. Așa cum a fost, e vorba de securitate, pentru că dacă ne uităm ce s-a întâmplat numai zilele trecute și prin Germania și prin Polonia, cum și-au securizat nemții capacitățile de producție. Nici managerul CEO, Laurențiu Ciurel, nu crede că viziunea noului guvern despre companie se va schimba. Să vedem care este aplicarea noului guvern spre energii convenționale, dacă se schimbă, să spunem, optica ceea ce privește cărbunele. Părerea mea este că nu se poate schimba. Cel puțin 10 ani de aici încolo, complexul ar trebui să funcționeze în formula în care e acum. Gerea a avut un mesaj și pentru angajații din cadrul companiei energetice. Nu, eu cred că nu. Eu cred că nu, așa cum cunosc, având în vedere și abordările care au existat până acum, până la urmă, se schimbă miniștrii, dar normal ar trebui să schimbe politicile pe zonele structurale, strategice. Andrei Gerea a fost numit în fruntea Ministerului Energiei la sfârșitul anului 2014.